Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video. Azi vom face un lucru mai diferit și vom vă învăța să jucați șah. Eu sunt amator, dar vă arăt cum se bate, cum se mișcă, cum se aranjează piesele. Deci, nu toată lumea știe cum se joace șah, așa că eu vă voi prezenta azi. Deci, piesele se aranjează în felul următor. În primul rând, se aranjează piesele din primul rând. Și ele sunt regina, apoi regele. La mine nu se vede. Așa. Regina, regele. Mai departe. Ups. Cei doi nebuni. După aceea urmează cei doi cai. Și într-un final, cele două turnuri. Ture. Așa. Mai departe, pionul, 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 pionul. Rău, v-ați prins, adică nu ne voi vorbesc că alu la rând este plin de pioni. Deci așa se aranjează piesele. În partea cealaltă la fel, doar că piesele trebuie să fie față în față, adică regina dacă e aici, și dacă va fi în partea asta, înseamnă că va fi aici, pe acest pătrat. Dar el trebuie să fie cu acest pătrat față în față. Și la alte piese se aranjează exact la fel. Deci, regele. Regele merge un pătrat oriunde vrea, adică un pătrat înainte, în spate, lateral și obliq. El poate bate orice piesă. Pion, cal, tură, orice piesă. De exemplu, dacă avem aici un pion în față, poate să-l bată. Deci așa bate regele. Singura chestie este că nu poate sta. Secundă să găsesc piesa. Așa, nu poate sta rege față în față. Adică poate să stai maxim la un pătrat distanță, unul față de celălalt. Deci să stai față în față nu este cinstit. Deci așa merge regele. M-am explicat cum bate și așa totodată și merge. Această piesă este, toată lumea știe că este regina. Regina poate merge oricât vrea în fiecare parte, adică poate merge oblic cât vrea, înainte, în spate cât vrea, lateral cât vrea, adică oricât vrea, atâta merge, doar că nu are voie să schimbe direcția. Regina bate la fel cum merge, adică hai să spunem că avem aici o altă regină și ea poate bate. Chestia e că doar regele nu poate sta față în față. De exemplu, aici dacă avem o regină și aici la fel, are voie să stea fața una fa în față una la cealaltă. Această piesă, pentru unii se va părea haios, dar ea este, sau el mai degrabă, este nebunul. Mie mi se pare că după nume, merge așa cum după nume, adică nu poate merge normal, adică nu poate merge drept. El merge doar în general pe oblică. Adică merge oriunde pe oblică. În dreapta, în stânga, pe orice fel de pătrat, negru, wow. În general pătratul nu contează. Hai să spunem că avem aici niște piese. Deci, putem să bătem doar două piese. Regina, pentru că putem să o bătem, pentru că ea este în poziția oblică. Și calul, pentru că la fel, el este în poziția oblică pe unde merge nebunul.
Cum v-am zis, pionul nu poate să-l bată pentru că este, pentru că ar merge drept și aceasta nu este cinstit, dar aș zice că și aici tot este pe obligă, tot ar putea, dar mai întâi trebuie să facă mișcarea. Mai întâi trebuie să facă alte mișcări până ajunge pe pătratul negru. Dar chestia că doar piesele care merg, din câte știu, doar piesele care merg drept pot ajunge pe pătratele negre. În general, dacă nebunul este pe negru, poate merge doar pe negru. Deci, aceasta este regula nebunului. Poate bate orice piesă, inclusiv și nebunul. Iată, de exemplu, îl bate, adică poate sta față în față. Și aceasta este regula nebunului. Să trecem la următorul. Acesta este calul. Calul este o piesă mult mai diferită, deoarece el merge în formă de L, adică L mare, adică litera L mare, în orice poziție L. De exemplu, dacă e L, ar trebui să meargă așa. Sau, de exemplu, așa. Sau cu așa. Sau așa. Sau așa. Sau așa. Ori așa. Ori așa, adică așa merge calul. Pentru că este calul și toată lumea știe că calul sare, în șah tot este regula că calul poate sări peste orice piesă. De exemplu, hai să spunem că este aici un pion, iar el are nevoie să ajungă aici ca să bată alt cal, să spunem. Păi el poate sări peste pion și să bată calul. Dar calul are voie să facă această mișcare, mă rog, această acțiune, deoarece este singura piesă care sare. Este singura piesă dintre toate care sare. Aceasta este tura, sau îi mai zicem turnul. Ea merge, totalitatea ea merge drept, adică doar drept. Nu ca nebunul, pentru că nebunul toată lumea știe că v-am explicat că merge pe oblică, dar acesta merge doar înainte. Mă rog, și laterală. Și poate la fiind cum merge, spune că are un nebun în față. Iar acesta îl poate bate cu ușurință și poate sta față în față cu o tură. Deci nu este foarte greu, nu este nimic special. Acesta pur și simplu merge înainte, lateral, în urmă și bate la fel cum merge. Și iată că am ajuns la ultima piesă, pionul. Dintre toate piesele, pionul este cel mai slab, cea mai puternică este regina, nu regele, să știți. Deci, pionul, dacă este prima dată, adică el nu s-a mișcat deloc, nu știu de ce, dar are voie să meargă prima dată, doar prima și prima dată, două pătrățele, adică 1, 2. Sau dacă vrea unul. Dacă merge, de exemplu, unul și apoi vrea să meargă două pătățele, nu mai are voie. Pentru că doar când ești la locul tău, la locul lui, ai voie să meargă două, dar dacă a mers unul și mai vrea să meargă două, nu are voie, pentru că aceasta este regula șahului. Dacă ar merge două, indiferent, nu a dat, a dat, atunci asta ar fi trișat. El ar spune că celelalte piese bat așa cum merg. Dar acesta, pionul, bate pe o obică. Doar pionul este singura piesă care bate pe o obică. Dintre toate, ea este singura piesă care bate pe o obică. Dar merge diferit. Da, adică, dacă să spunem că are aici un pion în față, indiferent alb, negru, adică în lateral, scuze, lateral, păi poate să treacă, de exemplu, orice piesă, nu contează, pion, nu pion, poate să-i treacă în față. Neapărat să bată pe obiect, dar poate să meargă în fața lui, doar când este o piesă laterală. Și în general, da, merge un pătrățel, dacă ești la început două și deci așa merge. Și da, azi am învățat, mă rog, v-am învățat să jucați în șah.
Acesta este un joc foarte interesant, este cel mai greu de pe globul pământesc. Mă rog, nu este cel mai greu, dar este cel mai dificil. Și este jocul de șah. Și azi v-am să cum să-l jucați. Deci asta este... eu așa l-am învățat. Și deci, da, cam atât. Evident, data viitoare, dacă, nu, dacă aveți neclarități, atunci v-aș ruga să lăsați un comentariu. Și da, data viitoare.